Nica, aterizăm acum, ia, uite ce ușor. Eu când zic să mă lași să gătesc. Da, mă, da. Astăzi pe Minecraft Park City vom crafta primul avion. Dar pentru a crafta un avion avem nevoie de o grămadă de materiale pe care nu le avem, oameni buni, pentru că aveam și m-am dus și le-am dat la bancă, că m-am gândit eu, da, mă, cum să... mamă, cât fier aveam aici. Dar mai trebuie aur, oameni buni, pentru că, ia, uitați, pentru a face acest crafting table, dar special pentru avioane, ne trebuie un bloc de aur. Și dacă vrem să mai facem propeller, că ne trebuie o elice, ne mai trebuie niște fier și pentru a face avionul ne trebuie niște lemn și... domnul Sorin! Domnul Pink, ce faceți? Dar de ce vă uitați așa de aproape la mine cu ochianul ăla? Păi, mă uit cu lupa asta, poate îl văd pe ghețarul, că nu l-am mai găsit. Nu ai mai găsit pe ghețarul, nu l-am mai găsit. Da. Păi, eu nu știu ce să zic. Eu, dacă îl văd, nu știu ce se întâmplă. Cam despre asta e vorba. Ce? Asta e un mic ventilator. N-ai tu treabă, Sorine. Nu o să se rotească când îl pun pe un avion, bă. Pe un avion îl pun. Avion? Facem avioane. Dar vreau să cumpăr niște aur. Ai niște aur? Stai să văd. Am 250 de aur. Cred că vreau să cumpăr și vreo 30 de bucăți. Oameni buni, am o veste foarte importantă pentru voi. Sâmbătă pe 30 septembrie de la ora 16 voi fi în Molvitan la standul Asus, unde voi organiza un gigantic giveaway. Tot ce trebuie să faceți pentru a vă înscrie este să răspundeți în secțiunea de comentarii la întrebarea dacă în școală s-ar preda un joc, ce joc ați vrea să fie, și să veniți în Molvitan. Dacă sunteți în Molvitan la ora 16 sâmbătă pe 30 septembrie și sunteți aleși și dovediți că ați și lăsat un comentariu, puteți fi unul din cei 20 de câștigători care vor pleca acasă cu un ghiozdan ROG plus rechizite. De asemenea, veți putea face poze cu mine, vă voi da autografe să rămână ROG pentru această oportunitate. Asus sunt niște băieți fenomenali, nu uitați, sâmbătă pe 30 septembrie de la ora 16 în Molvitan. Care înseamnă... cât îți dau pe astea? Zi. Cât vrei tu? $2. Uite, cum? Nu se poate că-i vinzi mai scump la bancă. Uite, îți dau $6. $6, să rămână și ție, și mie, și ție, cum s-ar zice. Păi stai, în afară de aur, bă, stai așa că eu mai am nevoie de chestii, da? Stai că zic acum, deci îmi trebuie niște fier ăsta, un redstone, un crafting table, am niște lemn pe aici. Nu, am redstone, nu-mi trebuie, e ok, am redstone. Pă unde, Dumnezeu, am în ăsta. Uite-l, nice, ok. Deci avem ăsta, avem obsidian, îmi trebuie fier, îmi trebuie bețe, bă, îmi trebuie niște lemn. Ai niște lemne la tine? N-am 26 de bețe. 26 de bețe? Da. Am înțeles, da, nu, atunci lasă că uite că am făcut eu. Și mai trebuie, îmi trebuie niște bețe ca să-mi fac alte unelte. Bă, mă, ce m-am, bă! M-am speriat. Doamne, ce m-a speriat. Salutare. Salut. Ia zi, ce s-a întâmplat? Dă vii și ne sperii așa. Deci topor și pichex. Mă plictiseam și eu. Da, normal că te plictiseai. Cum? Altceva n-ai de făcut, nu? Bă, am de făcut. Vreau să merg în aventură, știi? Că am văzut că sau avem o grămadă de chestii noi, știi? Și vreau să explorez așa, da. Domnul Pink, mai doriți ceva de la mine? Mă gândesc. Deci are cineva niște lemn de ăsta din Nether? Nu, că vreau eu să fac eu, vreau să fac eu niște avioane frumoase. Ce faceți? Bă, să nu-i prind pe ăștia pe terenul. Ia uite că a început mare furtună. Păi cum a venit Carlos? Ești nebun, a venit Carlos direct. A venit Carlos și mi s-a stricat ziua. Pleacă, bă, de aici, bă. Au! Bă, da? Ia uite, câtă viață am? Am multă. 20. Mă, acum atrag. Ai noroc că am tras greșit în mod ironic, dar... Dar de unde se aude o goarnă așa? Nu știu. Nici eu nu știu. Cânti. Nu. Aoleu, mă doare capul. Așa. Păi și ia zi, Pain, ce se întâmplă? Vrei să pleci în călătorie, într-o călătorie? Vreau să merg în călătorie, da. Bă,
Pain. Nu, nu pain, așa. Pain, mamă, deci fii atent. Ai lemn din Nether? Lemn din Nether, mamă. Lemn din Nether. Stai așa că splin. Stai așa, da. Am eu, da, bă, da, am eu că și eu voiam să merg să explorez. Da, dar chestia e în felul următor, că eu voiam, dacă tot fac un avion, să merg cu avionul și pot să fac un avion de două persoane, Pain. Oh, păi zi așa, hai până acasă. Vină până acasă, că păi am stai, că acasă, eu mai am, păi adu-l tu că eu mai am de craftat chestii. Mamă, ce mai am aici bun, de făcut. Bun. Hai, te lasă să faci rețeta, ne mai trebuie un propeller. Da. Deci ne mai trebuie o elice pentru a face engine-ul. Ne trebuie un engine. Cu niște de astea ne trebuie 3 lightweight da? Ce, mai dorești ceva de la mine să procuri? Bă, nu știu, cred că... Diamante. Niște blast furnace-uri, smooth stone, bă, nu pot să cred. Ai, cât îmi trebuie? Ai un blast furnace? Da. Nu pot să cred că ai, minți. Am acasă. Ai acasă. Bă, dar n-aveam și eu, mă, blast am două, furnace, mă. Am două chiar. Ia adu-le încoace, că le cumpăr eu. Bă, aveam și eu, bă, ne trebuie blast furnace pentru a face motoare de avioane, oameni buni. Motoare de avioane, dar nu-l facem acasă, o să mergem acolo la dealership, că acolo și o să fie tot ce ține de avioane. O să punem toate aceste chestii acolo și o să vedem ce iese. Și avem blocurile astea de căul pentru că o să avem nevoie de combustibil pentru avioane. Și este și un fel de engine pe lichid. Și este un fel de motor de ăsta electric, numai că astea funcționează mai greu. Deci blast furnace, redstone, iron, avem redstone, avem tot ce ne trebuie. Trebuie să vină Sorin cu blast furnace-urile. Ce zici, bă, Pain? Ia vezi, am întors cu ceva. Ai venit și s-a oprit și ploaia. Ce ai adus? Ți-am înseninat ziua, uite aici, poftim. Bun. Mamă, dar ai adus bucăți. La ăsta te refereai, nu? Bă, da, știi care e faza? Ai un topor la tine? Am, da. Ia, curățăm și mie de coajă. Atâta. Stai. Bun. Așa, ce ai făcut, mă, la? Noi le-am pus eu invers. Bun, și acum taile și dă-mi-le înapoi, okay. Că o să facem un avion de ăsta frumos din lemn de ăsta, din Nether curățat, așa. Asta era de design. Da, păi ăsta e, facem design-ul acum. Și o să pot să fac un avion de două persoane, dar ăsta îl luăm noi și e de test, știi, că astea o să se vândă. E de test. Da, vrăjeala noastră, da. Da. Și vedem, dacă mergem și explorăm cu el, vedem ce găsim, dar bă, fii atent. Deci, ideea e că avioanele astea, eu am înțeles că-s greu de pilotat și dacă ne prăbușim cu el, s-a dus. Aia e chestia. Ne stingem? Păi le pui pe jos, Sorine, ce fac? Eu acum trebuie să le... ia uite ce m-a făcut primar, să fac. Zic la primar că ai spart pe jos. Ce, mă, nu știu despre ce vorbești. Bun, zi-mi cât mă costă asta două. Cât vrei tu. Eu n-am un preț așa. Gratis? Da, poți să le iei și gratis. Da, gen, poți să le iei. Uite, ia de aici $2. Și un măr de aur. Te pup. Mărul de aur, bun, ia să vedem. Dar, Pain, trebuie să vii cu mine. Hai, urcă în mașină, că trebuie să mergem la dealership să facem asta. La dealership? Da. Mersi de ajutor, Sorine. Plăcere. Tu acum gata, ți-ai dat demisia, nu mai ești medic, ți-ai schimbat job-ul, am și uitat, da. Da, am rămas la Boost-ul Gold, dar vezi că eu ar trebui să-mi iau o costumație, dar face risc de-astea, știi că, na, acum, ajută-mă și pe mine să mut și eu mașinile astea, că astea-s de casare. Ouleu, stai așa că m-am urcat în ea. Așa, pune-le fix aici, astea știu eu să le dau la programul Rabla, știi? Bun, ia să vedem de aici. Unde avea oare domnul optical aici atelierele? Aici, mamă, ce frumos e. Vine să crezi că toate locurile astea sunt ale mele acum? Mamă, ia uite cum. Dat, ai prins o castană bună, să știi. Certificat de mecanic. Pa. Aoleu, ăsta e cu cod. Mamă, păi trebuie să vorbesc, să vină să-și scoată de aici, că eu sunt șeful aici acum. Bun, avem aici avem un loc liber. Și așa mic biroul tău? Ai. Păi biroul meu nu e aici, biroul meu e... Asta nu e biroul meu. Ok. Bun, fii atent, da? Deci, acum ca să facem un de ăsta, ne trebuie o elice și facem... Așa... Oare e mare un avion de ăsta? Ăsta e de două persoane, ăsta e mare. Bun, stai că trebuie să-i mai fac motorul acum. Și îmi trebuie un crafting table pentru asta. Da, poți să gen scotocești prin locurile care nu sunt ale tale. Da, poți să furi.
Vaza. Mă gândeam să scap, dar... Da. Na, mă gândeam să fie așa, okay. Moment mai amuzant, ceva, da? Da, moment amuzant, bun. Bă, am aici multe chestii, dar hai încoace că am avionul ăsta. Trebuie să... Ce ai gătit? Vreau să văd ce ai gătit. Ce-am gătit eu aici? Bă, ce-am gătit? N-am mai văzut Parisul, bă. Nu știu unde decolăm. Hai să punem aici pe stradă, da? Da, frumos. Mamă, ce măricel e. Da, și știi să-l pilotezi? I-am pus motoarele. Da, normal că știu să-l pilotez. Ok, bun. Stai să vedem. Ia uite cum s-a întors. Bun, l-am întors. Băi, deci noi... Ne trebuie cărbuni. Da, ăsta merge pe cărbune, știi? Aha. Ideea e că noi dacă zburăm acum cu el, trebuie să știm unde mergem, aia e chestia. Păi, ok, unde vrei să mergem? În ce direcție vrei să mergem? Băi, eu m-am plimbat puțin și am văzut o bărcuță. Așa că o să dăm create... Barca. Așa. Am pus eu acum undeva. Vrei să mergem până... Am văzut o barcă. Da, vrei să mergem până la barcă? Bun. E o bărcuță micuță și vezi că acum, uite, îi dăm în gură rău de tot. Mamă, și se ridică. Hopa. Mamă, dar ce rapid ai învățat. Opa. Uite-l aici jos. Ce zici, bă, Sorine? Te pupăm. Bă, dar astea de două persoane sunt faine rău, bă, ar trebui să fie mai scump. Bun, da, oh my... Păi nu știu, tu știi prețurile, tu, dar să ne înveți și pe noi să pilotăm, da? Vai, dar vă trebuie, bă, vă trebuie curs special de pilotaj, ești nebun, că e greu de pilotat. Da, ar fi ceva, un curs special de ăsta de pilotaj, așa, Doamne, vezi că ar merge. Cum se duce. Bun, ideea e că am parcurs în vreo 30 de secunde, 500 de metri... Bă, cred că într-un minut suntem la barca aia de am văzut-o, dar cred că merge mai greu dacă ne ducem în sus, știi? Păi hai să stăm așa la sol. Nu putem, barca... că trebuie să... Barca e undeva, am văzut o barcă, e o bărcuță micuță undeva în lângă ocean. Și acolo mergem acum, știi? Dar gen, în apă sau plutitoare? Este pe apă plutitoare. Și okay, eu da. N-am mai văzut barcă de aia. Eu asta zic. Opa, asta ce e mai aici? Ce frumos e din avion. Ce e ruina aia acolo? Un crater. Că nu, asta din stânga. Nu știu. Vrei să oprim? Nu, lasă. Nu pare, suntem nu aici. Pare, wow, da. Mai e puțin până la bărcuță, nu ne oprim acum. Cum aterizăm? Aolo. Tu nu ne predai curs de pilotaj și nu știi să aterizezi? Ok, nu. Nu cred că așa, nu ne ducem. Stai liniștit. Lasă-mă să gătesc, nu? Hai, gătește. Lasă-mă să gătesc. Aoleu. Ok. Ok. Și avionul e la tine? Avionul e... E aici, am salvat avionul, e aici. Bun, stai, unde? Și mai funcționează? Da. Nu, no, ok, e perfect. Oh. Nu, e ok, am crezut că sare fumul din el. Mamă, e ok. Bun. Ai gătit, dar nu prea o mânca nimeni, dar e ok. Și eu cum... Aoleu. Păi ce facem? Îl lăsăm aici și nu-l pierdem, sper, nu? Da, nu-l pierdem. Da, ok, aterizarea e o problemă. Deci asta s-ar putea să fie problematic. Da? Aterizarea, nu m-am gândit la asta. Atâta timp cât avionul nu se distruge, e ok. Da, o să te las pe tine să-l conduci înapoi. Dar deocamdată am văzut eu o chestie și vreau să vedem ce se întâmplă. Deci în afară de bărcuța aia care arată foarte interesant, am mai văzut eu o schemă, ia vină încoace. Era o căsuță pe aici pe undeva. Unde era, mă? Da, o căsuță. O căscuță. O micuță căsuță. Ia uite aici, ce e asta? Mi-e credeam că e o găină din depărtare, o găină gigantică, da, în fine. Băi, e un steag cu o găină. Ai găină? Cred că e găină, da. Cred că e găină. În ziua. Ok, în chest sunt gunoaie ordinare. Foarte bun, Lutu, foarte bun. Da, ne place aici la găini. Da, nu e nimic interesant ce am vrea, nu? Foarte șmecher. Hai la barcă, eu zic să mergem la barcă. La barcă, sigur, are ceva. Cine e ăsta? Cine e? Unde e? Iotol. Cine e acest individ? Ce zici, bă? Aulo. Cred că warrior. Aulu, e războinic cu găină. Mamă, i-a dat mare bucată i-a dat. Ia vezi. Acum îi dau. Mamă, te împachetează. Mamă, avea un pic de viață, ce? A dat. Mi-a dat bun carne loot de găină. Bun loot. Ne place. Și mama era casa lui, bă. Nu era casa lui, bă. Era casa împrumutată.
Vezi că e un creeper. Mamă, hai că vin și skelet și cum tot. Cum ajungi acolo? Eu uite așa ajung. Bă, ce? Ia uite-l pe umbre. What? Ce acolo? Oh my god, dude. Vreau și eu să urc. Vreau și eu să urc. Ia uite, sunt la costum, ce-i mă? Bă, ce cu villagerii ăștia răi la costum? Nu știu, dar vezi că dau ceva damage, băieții. Vin acum. Mamă, câtă viață au? Destul de multă. Mamă, dau dita mai armura pe ei. Dă-le. Da? Bun. Bă, era o barcă de pescari, mă, ce asta? Uite aici, am mai găsit un chest. Stai așa. Atât, aia n-am găsit numai. Bă, eu am luat toți peștii ăștia, nu știu cum să-ți zic, dar... Bă, iai că și așa nu prea am mâncare la mine. De fapt am vreo cât? Am 200 de mere, e ok. Da, nu ne place bărcuța asta, e mică și fără loot, e nașpa. Da, un pic trist. Bă, ce e la napă? Ia uite ce are în mână. Uite ce are în mână. Ce are în mână? Are ceva, baston, ceva. Ok, păi cred că o să-i trag eu cu săgeata dacă îl nimeresc. Mi-a luat și mie o săgeată? Eu n-am săgeată. Sigur, ia de aici. Da, nu știu dacă pot să-l nimeresc de aici. Nu, fii da, atent, nu nimeresc. Mă duc eu puternic pe el. Mamă, poate mă împachetează. Mamă, ce bă, vezi că are dita mai securea. Au. Cât de puternic e? Decent. Ok, vezi că are vreo 60 de alea de viață. Ia uite-l ce face, e nebun. E nebun, să dă peste cap, face. Dar nu mi-a dat nimic, mă, ce țeapă a fost asta. Da, nu, bă, mie nu-mi place. Eu zic să ne întoarcem înapoi în avion, că pe furtuna asta... Doamne, cum ar fi să ne fulgere, oameni buni? Cum ar fi să ne fulgere cât mergem cu avionul? Unde s-a dus, mă, ăsta? Ia uite-l, mă. Ia-te-l, mă, el are de ăsta, mă, el. Ce te mai bucuri că ai tu trident și că plouă. Ia-te încă unul de ăsta. Bă, ăsta-i mai mare. Bă, dar poate dropează ceva. Păi, ajută-mă, edita-mă. Are pește! Are pește, mamă, prieten! Mamă, ce-i ăsta, dude? Ok. Are viață mai mică. M-au otrăvit peștele. Wow. I-am luat lesa. Ceva. Un pește, a dropat peștele. Lionfish. Da. Păi și eu ce fac cu peștele ăsta, leu? Da, nu prea ce să... Ușor. Dacă e greu de controlat tridentul ăsta. Da, nu, hai, lasă-i pe ăștia, că eu vreau să mă duc înapoi în avionul nostru să plecăm de aici. Hai să găsim ceva mai șmecher, că mi se pare așa un pic... Hai, urcă lame, repede, știi? Urcă-te repede, da. Urcă. Vezi că ne distruge avionul. Fug acum. Dă-i. Că ne tună avionul noi. Bun, perfect. Mamă. Cum ar fi să ne fulgere acum? Cum ar fi să ne fulgere avionul? Da. Atunci, da. N-aș avea efectiv nicio reacție. Aș fi poker face. Ai fi poker face. Bă, șansele sunt mici, nu o să se întâmple, să fim serioși. Uite, am găsit ceva mare, rău de tot, ce e asta? Nu știu, dar e mult. Mamă, ce aici? Ai luat avionul? Uite cât greu. Am luat avionul, e la mine. Avionul a fost salvat, vezi că sunt scheleți pe aici. Hai că îi împachetăm rapid. Acum... Hai să vedem în turnul ăsta, mamă, ce șmecher e turnul ăsta. Oh, da. Aolo, bă, vezi că sunt niște zombie villageri. What? E unul aici la mine. Eu cred că n-are rost să-i batem pe ăștia. Da, și eu zic, n-are sens. Hai să mergem să explorăm direct, să vedem în turnul ăla ce e, nu? Hai în turn. Deci sunt niște zombie villageri aici care au ei, cum îi zice, au ei turnul ăsta. Poți să sari până sus cu ăla, da. Aolo, opa, ia stai așa că aici sunt o grămadă de pillageri. Eu sunt jos, mamă, câți pillageri sunt aici! Bine, ajută-mă, sunt 10! Da, ok, 20, posibil 20. Aolo, mai mulți. Au vrăjitoare, au ceva sistem acolo. Ai fost sus? Nu, n-am fost, n-am lootat nimic. Păi hai sus. Bro, fii atent, vin aici să vezi în barrels, că sunt o grămadă de barrels aici. Păi și ce să văd în ele, că eu m-am urcat sus. Du-te sus, da. Am aruncat o vrăjitoare jos. Mamă, ce se întâmplă aici, frate meu? Sunt aici sus, da, sunt sus aici, mă uit. Bun, stai că vin și eu acum. Ceva wow? Bă, eu cred că îi las pe ăștia și doar le fur loot-ul, că e mai ușor așa. Bă, da, e mai practic, da. Bă, doar chestii de... e și ceva de diamant, dar nu prea merită. Chestii de fiere enchantate și săbii de diamant, dar nu sunt atât de bune. Deci da, lame. Nu e... Nu, da, nu... Fii atent, am dropat eu ceva, bro. Ce? Ia vezi? Hopa, ia uite, mă, ce e aia? Stai așa, că ți dau acum, uite. Nu știu ce-ți văd. Ți-am aruncat. Ok, ți-o pui pe cap și e faină și șmecheră și îți dă un pic de armură, dar nu știu dacă
Nu știu dacă e ceva ce vrei să porți pe cap. Adică noi avem astea frumoase, enchantate și tu vrei să-mi zici că vrei să porți aia vrăjitoare. Nu aș vrea, nu să cred. Dai seama că n-aș vrea, da, e o prostie, da, așa, numai, na. E așa de... Să le vindem, știi ce zic? Păi și cine cumpără alea de la noi? Cineva cumpără, sigur cumpără cineva, zic eu. Da, eu cred că n-o să cumpere nimeni alea. Aulo. Aulo, ce e aici? Da. Nu mai ești așa puternic, bro. Ok, bro, nu dacă... Nu mai ești așa puternic, să știi. Aulo. Mamă. Ce se întâmplă? Bro, au distrus jumate de... Vai, mamă, stai că... Mamă, stai că distruge tot. Da. Cred că... Putea să plecăm, nu? Ba da, acum că am apăsat butonul și le-am distrus o grămadă din... Era cumva un buton roșu? Era un buton care scria nu apăsați. Eu cred că... Da, chiar foarte lame. Eu cred că foarte, da. O să vreau să mergem acasă, nu? Da. Da, nu, ne-am distrat aici, dar numai că nu au ăștia, mă, lucruri bune de furat. Nu prea am, știu că mai există un fel de corabie, dar nu știu, vrei să cauți corabie? Hai, condu tu. Păi duce. Apasă tu, pe lasă-mă, nu conduc, conduci tu. Eu conduc, bun. Conduci tu. Cu care decolezi? Care urc? W. Așa, și dă-i viteză maximă, dă-i viteză maximă că ne bate ăsta. Aha, aha. Și cu ce dau viteză? Dă-i, mă, cu săgeata din față, săgeata. Dă-i, mă, dă-i. Aole, păi, nu ești bun de pilot, lasă-mă pe mine. Da, hai, ia tu. Ia, uite, bă, mă, ne-au furat avionul, bă. Ne-au furat avionul. Unde e avionul? Oh, uite-l pe jos, ok. Toare, păi da, te mai las eu pe tine să conduci. Păi da, m-ai lăsat pe mine, păi da, eu știu, mi-ai predat lecția de pilotaj. Îți zic, apasă pe săgeată și dă-i din W și nu mă crezi. Ia uite-l ce ușor zboară. Da, mă rog, n-aș fi zis sincer să fiu cu tine. Da, nu m-aș stăm să fie chiar atât de easy. Nu, n-aveam unde să știu. Da, știu că n-aveai de unde să știi. Ia zi, dacă merg în direcția asta, e ceva? Mă uit acum, stai așa că verific acum. Așa, da, eu da, nu e absolut nimic, nu, trebuie să mergem momentan, o idee mai în dreapta. Stai așa. Nu știu cum aterizez papă, Nu ateriza, bun. Ok. L-ai luat, perfect. L-ai luat, ok, bun, nu, fii atent, am văzut eu o clădire. Mamă, apă, ce e asta, da. Da, și eu. Știi, era ideal să nu aterizezi în apă, gen. Da. E ok, că a aterizat și papă. Ia stai, ce e asta? Să nu ataci caracatițele alea. Crede-mă. Care caracatițe? Îți niște caracatițe, doar să nu le ataci. E ceva templu ăsta, mă. Intră repede în el. Acum. Oh my god, ce m-am speriat. Aoleo, e de ăsta, mă. Păi eu nu știu. Nu știu de tine, dar eu nu mai pot să sap și eu nu vreau să... Aoleo. Mamă, ce armare ăla. Eu cred că nu vreau să merg să înconjur să intru în ăsta dacă mi-a dat și nu pot să sparg. Da, eu zic, fii atent, hai să ne urcăm în avion și plecăm, ce zici? Da, o idee foarte bună, să știi. Să sperăm că reușește să decoleze. Hopa, mamă, ce repede a decolat. Bravo. Mamă, da. Da, se vede, da, ești pilot de o viață. Bă, de două vieți chiar. Am pilotat când era bunicul meu pilot. Și cânta la țiteră. Uite încă un de la un templu de la. Mamă, uite cât a orașul. Care? Oulu. Vezi? Mamă, ce? Bă, acolo trebuie să venim altă dată. Ia uite ce aia. Aia e nouă, eu n-am mai văzut de aia. Da, nicio. Te referi la chestia asta gen aia din apă. De ce? Ai văzut alea din apă și aia peste care am trecut acum? Da, și aveam cerul mob. Da, nu, cred că eram în ceva zonă crepusculară. My God, dude. Bun, hai că în momentul ăsta mergem spre oraș, da? Da, mergem spre oraș acum, da. Ok, bun, hai, lasă că ne întoarcem înapoi în oraș și vedem după. Aterizarea nu ne-a ieșit niciodată până acum, nu? Nu, iar gătești. Ok, cred că de data asta o să ne iasă, ce părere ai? Da, că data trecută ai gătit, dar nu prea. Acum fii atent, acum îi tai viteza, i-am tăiat-o de tot. Bun, și acum... Ai oprit motoarele. Da, am oprit motoarele, bun, perfect. E perfect, nu, crede-mă. Bun, și acum planăm ușor și aterizăm foarte ușor. Ce părere ai? Acum, bă, Carlos! Bă, cât e un avion? Nică aterizăm acum, ia, uite ce ușor! Opa. Eu când îți zic să mă lași să gătesc! Da! Bă, ce fac, că îl duc oulu? E, n-ai tu treabă, Carlos, cât e unul de ăsta? Păi o să fie la licitație. Bă, lasă-mă în pace, bă! Dar cât costă? O să se vândă cu vreo 200 de dolari. 2000, voiam să zic. 2000, da, de dolari. Da, 2000 de dolari. Ce jaf urât.
Ce, mă? Nu pot să cred că a zis asta. Uite, mai mergi, mai mergi cu el și ca cu mașină. Aulă, aici, înapoi la... la nava mamă. Dar nu ar trebui să faci un loc special pentru avioane? Păi și vrei să fac eu ditama aia aeroportul? Eu nu-mi permit. O să lăsăm aici la dealership, că de aici, hop, frână, ia uite ce bine l-am parcat. De fapt, ai că are loc, da. Bă, zi-mă ceva de parcarea asta, eu n-am mai văzut parcarea atât de bună. Da, foarte frumos, da, stai să iau mașina asta. Acum e mașina asta? Aia ta, ok. Aia mea acolo, da. Da. Și ai ceva cu care poți să te mândrești după toată aventura asta? Da, nu pot să sparg, că m-a blestemat creatura din adâncuri. Da, bun, foarte frumos. Păi uite, eu am un pește de ăsta, iau-te-l. Bă, sper că ți-a plăcut plimbarea cu avionul, eu acum sper că o să vrei să și cumpere avion de genul, că o să fie la vânzare. O să organizez... Eu vreau deja să cumpăr avion, dar licitație. Da, normal că licitație. Ce credeai, că se vinde așa ca pâinea sau ce? Da. Sincer? Nu, credeai greșit, domnule. Chiar ai avut o speranță, dar ai crezut greșit. Chiar am fost convins. Bine, hai că te duc acasă, că mă duc și eu și trebuie să fac niște calcule, să văd ce avioane fac și să vedem la licitație cu cât le-aș putea vinde, știi? Da, eu propun un preț. Dacă ar începe prețul de la un dolar și ar ajunge până la maxim 10, eu zic că ar fi un profit mare pe fiecare, cred nu? Cred că nu le-aș vinde cu atât de puțin. Atât de mult, băi, să zici, atât de mult. Da, nu, o să fie 1000 de năsoși. Super. Pa, pa. Băi, e fain, mă, avionul. Bă, da. Oameni buni, trebuie să mai modific eu niște setări la server, că cred că i-am dat prea multe chunk-uri, dar rezolvăm și problema asta, nu e problemă. Și trebuie să vedem ce facem cu avioanele astea, că ar trebui să facem o mare licitație și să avem vreo... Mă gândesc eu 3 avioane, dar vreau și eu unul, așa că nu știu. Eu dacă le craftez și după aia ce fac? Îmi cumpăr propriul avion? Nu funcționează, mă înțelegi? Așa că să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum vrem să facem, cum vreți voi să facem, cum vrem, da, că voi nu sunteți parte din mine, eu sunt o creatură independentă, așa mi-a zis bunicul meu. Să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum vreți să facem și o să organizăm licitație pentru avioane, dar să-mi spuneți cât de mult credeți că ar trebui să coste un avion de ăsta, pentru că până la urmă am monopol pe avioane, adică aș putea să cer un preț exorbitant de mare.